Întâlnirea cu dumneavoastră împreună cu domnul ministru Corlățean am fost ținut la curent vis-a-vis de declarațiile secretarului de stat american, domnul Kerry, și de ultimele informații privind situația din Siria. Vreau doar să spun că am luat act de dovezile prezentate privind comiterea unor crime împotriva umanității în Siria de către sau cu știința autorităților guvernamentale, că în aceste condiții Guvernul României condamnă cu absolută fermitate și fără niciun fel de ezitare asemenea acte, repet, crime împotriva umanității, comise împotriva populației civile, împotriva unui număr semnificativ de copii, de oameni nevinovați, și că este de datoria Guvernului României de a fi în totalitate solidar cu statele care au solicitat și impun respectarea dreptului internațional. Asta înseamnă că vom rămâne prin toate instituțiile noastre. Evident, deciziile se iau în Consiliul Suprem de Apărare a Țării și cu informarea Parlamentului României, însă prin toate instituțiile noastre de contact cu partenerii noștri europeni și internaționali, vom fi în perioada imediat următoare, repet, în contact, în coordonare și vom acționa în consecință. Era absolut necesar ca în fața unor evidențe și în fața unor fapte inacceptabile, Guvernul României să aibă o poziție neechivocă și o poziție de solidarizare și de coordonare cu partenerii noștri. În ceea ce privește lucrurile de decizie sau, dacă vreți, de acțiune în continuare, repet, vom fi solidari, coordonați și împreună cu partenerii noștri. În al doilea rând, vreau să comunic încă o dată și o fac prin intermediul dumneavoastră. O voi face în mod sigur și oficial, imediat ce voi ajunge la birou, la București. Vreau să mulțumesc autorităților din Ungaria, guvernului, primului ministru, ministrului sănătății, ministrului apărării, care s-au implicat personal în acordarea tuturor întregului ajutor necesar pentru victimele accidentului care s-a comis de dimineață, domnul secretar de stat Arafat, care se află, știți foarte bine, la Budapesta, mi-a confirmat și m-a rugat să transmit acest mesaj public de recunoștință al nostru pentru modul în care vecinii noștri maghiari s-au comportat într-un moment tragic, într-un moment în care, iată, și-au pierdut viața români, alții sunt răniți grav. Vreau să vă asigur că tot ceea ce trebuie să facă și face, iată, în ultimul timp, Guvernul României, statul român, pentru a-și ajuta proprii cetățeni aflați în momente dificile, s-a făcut. Avem acolo echipa de medici, colaborăm cu Ministerul de Externe, autoritățile consulare, cu colegii noștri maghiari și absolut toate datele pentru familii, după care, evident, și pentru dumneavoastră opinia publică, domnul Arafat are mandatul de a coordona activitatea de comunicare și, evident, luarea măsurilor care se impun.